Salutare, First Player, iar ne jucăm pe formatul vechi, jocul se numește Wild Beyond și mă joc pe iOS. Mi s-a zis că ai grijă cu jocul ăsta, ar putea fi următorul Clash Royale și am zis du-te bă de aici. The Wild Beyond este gratuit în App Store și culmea, nu l-am găsit pe APK Pure, nu l-am găsit în Play Store, deci oamenii care au Android mai au de așteptat. Noi ăștia pe iOS cam avem prioritate. Hai să vedem ce știe jocul ăsta. Am înțeles că ar fi un fel de Clash mai strategic și arătând un pic mai SF. Pentru că știți voi, Clash Royale și Clash of Clans erau medievale la bază. Imaginați-vă că s-ar întâmpla acțiunea lor într-un univers ceva mai robotic. Ok, deploy your units and defeat Roxy's forces to win. Pare destul de ușor, trebuie să spargă apărarea lui Roxy. Ok, drag and drop cu soldații ăștia care s-o se bată pe un câmp. Evident, avem și o bară de energie exact ca în Clash-uți. Energia se umple pe parcursul trecerii timpului, pe durata rundei. Mi se pare grafica un pic cam brută, mă cuceriseră filmulețele de mai devreme, dar animațiile astea sunt brute, așa. Și văd că lupta se dă pe orizontală, nu pe verticală, ca la Clash. Gata și prima rundă. Da, știu, personajele sunt haioase. Robotul ăla mi-amintește de Big Hero 6, dacă ați văzut desenul de la Disney. Și continuăm trainingul. Voi sunteți la firstplay.ro. Nu uitați să dați like, subscribe, clopoțel, să ne urmăriți live-urile în fiecare zi de la ora 20 sau 20:30. De obicei cu Free Fire și pe OBG. Așa, pot să pun și turete. Hopa, taci că asta e ceva nou. Mă gândeam eu, cum naiba de n-avem niște towers? Ce fel de joc wannabe Clash Royale e ăsta, dacă n-avem towers? Dar nu sunt turete, sunt generatoare de energie. Aha, am înțeles. Păi, pentru că mi se umplu bara, o să pun niște soldați. Văd că avem și o bară protectoare. Un scut. Nu mă omor nici de cu sunetele jocului. Ok. Ceva upgrade interesant, ia să vedem. Văd că nu avem niște trasee propriu-zise, știți că de obicei în Clash Royale și în clonurile lui erau un fel de benzi pe care puteai să mergi. În principiu două pe podurile alea, aici nu sunt benzi, toți se ciocnesc la un moment dat. A început să se cam împută treaba, e puternic aruncătorul ăla de flăcări, așa că o să dau și-o cu robotul ăsta. Băi, dar parcă nu vrea arată impresionant flăcările alea. Hai să mai construim niște de-astea de energie. Am înțeles, chestiile alea fac să umple bara mai repede. Interesant mecanism. Și nu văd nicăieri timp limita, bă, da, avem și timp limita. Mai e 1:45. Bănuiesc că după aia e sudden death, deși nu prea vede ce să fie sudden death, pentru că nu avem turnul de distrus. Și cred că e cam gata și lupta asta. Spart scutul. Deci rămâne ideea unui soi de Clash Royale pe orizontală, cu roboți, fără chestii medievale, fără goblini, fără alte nebunii. Și mă gândesc că va fi strict PvP, adică o să te bați cu alți gameri, accentul se pune pe aia, mai degrabă decât pe single player, va fi stupid, eventual ca să deblochezi chestii. Și cum vi s-a părut clipul făcut ieri, am făcut Resident Evil 2 Remaster. Demo-ul, care apropo e mock-up de PC și pe PS4 și pe Xbox. Opa, un erou nou. E cam vesel. Avem și un commander. Interesant. Hai să-i dăm cu treaba asta. Eroul stă acolo, sus în bază. Practic, astea nu prea sunt baze neapărat. Sunt un fel de vehicule mari. Am dat niște research. Și mi-arată când a făcut și el research. Interesant. Bănuiesc că și aici sunt afinități și slăbiciuni în anumite unități, aeriene se pupă cu aeriene, băia care trag cu, nu știu, arcul sau energie în aer sunt util pentru ale aeriene, aia de la sol sunt degeaba când vezi că vine o chestie zburătoare și tot așa. Hai să construim niște generatoare de asta de energie, mi-amintesc de StarCraft, mi-amintesc de Protoss, oarecum, deși să păstrăm proporțiile totuși, pentru că n-am avut un joc de strategie RTS pe mobil ca lumea niciodată. Și zic asta în cunoștință de cauză. Niciun joc de strategie ca lumea pe mobil. Get the fucking grip. Blizzard, ce Dumnezeu faci? Opa.
Oh, ai intrat pe câmpul de luptă, Nash. Nu pot să cred. Se poate și asta, să scoate rolul la înaintare? Wow, cât de tare. Păi stai că a venit omul meu. Seamănă cu un personaj nou, vorba aceea, apropo, cu rolul ăsta. Foarte tare. Ia să mai chemăm niște băieți. Mamă, mi-a cam mătrășit aia la greu. Ia să mai chemăm. Și poate mai facem și o de-asta de generare de energie. Dacă l-am dovedit, dar și-a scos avioanele la înaintare. Și văd că avioanele alea sunt level 10, pentru că scrie 10 deasupra lor. Nu știu dacă 10 la nivelul sau viața, dar o să învățăm pe parcurs. Nash a mâncat bătaie și Kuro meditează. Congratulations, you're ready for multiplayer. Ah, asta a fost tot. Ok, multiplayer. Așa, asta este Cal și o să apăs Battle. Și ghici ce nume o să-mi pun. Clasicul. Dacă vreți pe cineva cu numele ăsta, în orice joc de pe tot internetul, șansele sunt mari să fiu eu. Ăsta este ID-ul meu de prin 2001, când mi-a făcut prima adresă de mail. Pe vremea foloseam Conex, MyX. Vremuri, dial-up, nebunii, eram pe Mirc. Alte vremuri. Ok, să ne punem pe treabă. Hai să vedem cu ce începem. Foarte interesant. Mi se pare că s-a dublat spațiul de joc acum. Sincer, nu mă așteptam la treaba asta. Am început cu un generator. Și că trebuie să fac niște unități, că e groasă. Fac niște samurai. Și să le dau cu puterea de asta. Hai să-i dăm și lui ăsta, că pare nervos. Mamă, e un flamethrower. De obicei, flamethrowerii sunt slabi. Dar pot să prăjească mai multe unități deodată. Ăsta e avantajul lor. Scutul meu e păducă. Shit. Începe să-mi placă. Doar treaba aia cu efectul ăla de zăpadă care cade. Cute. Am mai băgat un generator și dacă o să ajung la 4 bucăți de energie, pot să-l chem pe Kuro la luptă. Ia să vedem. Oh yeah, baby. Ia să vedem dacă Kuro știe să descurce mai bine cu flamethrower-ul ăla nemernic. Oh, mamă, dacă m-au început să se încarce astea de când ne-am pus încă o energie de-aia. Văd că pot să trimiți emoticoane, hai să trimit și eu, una războinică, foarte cute. Mamă, ce nebunie e acolo. Stau și mă încarc, mai pun rundul ăsta de energie. Nu prea se joacă nimic în partea asta. Pot să pun ceva aici? Poate cam ușor, adică nu... Pot să încep să pun de ăștia la greu, cam o grămadă de energie. Și namicul nu face nimic între timp. Da, cred că e tot o ruptă cu un bot, dar vezi, doamne, ci că joc cu un om. Și uite, așa s-a terminat prima luptă. Easy peasy Japanese. Foarte ușor. Știu că am printre voi o tonă de fan Clash Royale și aveți o alternativă. Mă rog, și ăla, Badland Brawl, seamănă oarecum, kind of, știu care e fanii lui, chiar mă întrebase cineva la un moment dat, faci la Badland Brawl? Și am zis, păi am făcut deja o dată și e repetitiv, așa că nu o să descoperiți nimic nou. Ok, lăncieri, a new card deck, dex, edit deck. Nu, dar pare complicat sistemul ăsta, sper că l-a complicat prea mult. Așa și încă una. Și dacă apăs aici, ce se întâmplă? Miracolul pământului. Ok. Mamă, frate, cum e mașina aia. După ce că e o mașină nervoasă, genul ălea pe care o găsești în Free Fire, Monster Truck, mai are și o mitralieră gen sniper. Ei, acum ne batem cu Nash și cu Dorba. La început se încarcă totul greu. Rundele au 3 minute. Dacă nu mă înșel, și în Clash au 3 minute. Punem unde ăsta. A scos pistolarii. Și-a făcut și take-up. Ia să vedem ce fac băieții ăștia. Ăsta e nou, nu am mai văzut până acum. Trage cu niște bile de energie. Mama, i-a spulberat pe toți ăia cu o singură bilă. Shit, son. Băi, cât de tare e erou ăsta. Păi îi prăpădește grav de tot. Văd că atunci când pui de-astea de energie, deblochează o parte din hartă. Cam asta am remarcat eu.
scoatem și un lancier. Și-a făcut săracul ăla tech-up degeaba. Cred că ar fi cazul să mai scot niște unități aici, partea de sus. Scoatem și un roboțel. Interesant, el mă atacă pe sus și eu mă duc pe jos și îl distrug între timp. L-am scos și pe Kuro și e cam gata lupta asta. Asta e momentul în care dai rage quit. Cause you just can't handle it anymore. Cause you just can't handle it anymore. Gata. Ne-ar fi trebuit să avem un fast forward ceva. La 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 la, nu poți să faci nimic. Cam asta e tot. Se la vii. Hai să dăm și o putere specială. Distrugem scutul. A trimis niște cârnați pe jos, dar e degeaba. Pare cam ușor joc, dar așa am zis și de Badland Brawl prima oară. Am pur și simplu prea multă energie, n-am ce să fac cu ea. Aia mă mor odată. Eu tot zic că astea sunt niște lupte cu AI-ul care ne sunt servite, gen... Vezi, doamne, joci cu alt gamer. Bă, dar ce seamănă ăștia cu protoșii din StarCraft? Încă un upgrade. Upgrades, lancier. Evident că avem timere. Nu știu, e în același timp ceva ce nu-mi place la interfața asta, adică e nice, dar hai să vă zic ce e greșit. Sunt foarte multe culori diferite, trebuie o anumită coeziune. Nu poți să ai și mov, și roz, și gri, și albastru, și verde, și roșu, și galben, și e ciorbă. Trebuie să o arzi mai finuț. Mamă, dar îmi tot fac ăștia reclamă la unități tari și mi se face poftă să le văd în acțiune. Hai să vedem cum e cu lupta asta. Până acum am defeated ca Floyd Mayweather. Striker McNeil. Dacă ăsta nu e nume de bot, nu să nu spuneți voi pe nume. Hai să ieșim la treabă. Direct. Direct pe felie. E, acum avem aceleași unități. O să fie o luptă ceva mai egală. Ia luați de aici. Așa, cât timp el o să fie ocupat cu treaba aia, eu o să bag un generator, un de-ala de energie. Mai facem niște băieți. Și-a făcut tech-up. Interesant. Ia de aici. Mamă, dar joc fără milă runda asta. Nu prea am milă. Încă un generator. Se pare că fiecare generator de la îți dă o porțiune extra de hardware pe care poți porni, un fel de plus după care să spawnezi unitățile. Așa, pot să-mi dau și niște tech-up, îmi permit. Că doar robotul ăla nu o să doboare scuturile așa repede. Am trimis-o mă cu biluța. Se pare că nu e așa eficient ăla cu biluța în fața robotului, interesant. Și niște lancieri. Lupte grele acolo sus. Avantajul meu nu mai e la fel de clar cum a fost rundele trecute. Am trimis și pe Kuro. Miroasea luptă Kuro versus Kuro. Ești cu robotul ăsta mare. Și încă unul, și încă unul. Da, e cam gata. Îi mai dăm și cu asta. Și mai trimite și un smiley de la Hios. Și e gata treaba. Încă o dată, eu joc jocul ăsta Wild Beyond pe iOS. Și sunt indicii că s-ar găsi APK-ul pe net. Am înțeles că la un moment dat era pe APK Pure, dar l-au scos. Deci e un pic incertă treaba. O să vine și pe Android. Și jocul ăsta nu e chiar la prima tinereță, am înțeles că ar avea 2-3 săptămâni, așa că e o chestiune de timp. Până la urmă, încă un adversar doborât, prea ușor, hai să vedem ce am primit cadou. Deadliest, rank up, sunt în liga de piatră, Și avem un cub aici, ia, ce-i în el? Hai mă! Ce-i asta frate, nu am apucat să văd. Este o unitate nouă. Zici că este marțianul ăla din desenele cu Daffy Duck, ăla creepy. Îi fac upgrade-ul ăsta. Nu. Ce să vezi, timer. Super tare. Așa, ai mai multe facțiuni, interesant. Legion, Rogue. Astea sunt toate, sunt trei.
Nu-mi place că nu-ți arată viitoarele cărți de joc, deci te țin un pic în suspans. Văd că și lumea are un chat acolo jos. Este multiplayer-ul. Battle. Niște tips, grunts, mimic. Cred că de-abia acum începe lupta adevărată. Ok, eu cu asta o să vă las la firstplay.ro. Sper că v-a plăcut gameplay-ul ăsta. Jocul este Wild Beyond. La prima vedere aș da un 7.58, așa e ceva ce nu mă convinge. Da, știu, seamănă cu Clash, îmi place treaba asta robotică, dar îi trebuie mai mult finisaj, trebuie un pic din topor, așa, nu știu, un pic brut, nu știu să vă zic exact, un pic copilăros. Grafica lui e de 2013, nu e de 2019, trebuie un finisaj extra. Potențial există, dar se poate mai bine. Cam atât la noi, ne auzim și cu alte jocuri și nu uitați zilnic, 8.30, live, Free Fire și altele de gen. Pa, pa!